Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod din care noastră cu Dinamo la FIFA 20. Astăzi, fraților, vom juca în Liga întâi câteva partide mai ușoare, însă câteva partide extrem, extrem de importante care să ne ajute să revenim, iată, în fundea clasamentului. După cum puteți vedea, în clasament, FCSB și CFR au câte un meci în plus, ambele și-au câștigat partidele. Uh, CFR-ul s-au uzat la 6 punctele noi, în schimb, noi avem un meci mai puțin și putem reveni pe locul 2 la 3 puncte de ei. De asemenea, se pare că noi trei ne vom bate la titlu pentru că gazul este deja la 9 puncte de noi și mi se pare cam departe. Însă, vine off ul și acolo orice se poate întâmpla. Nu uita să dați un like acest episod dacă vă place această serie și dacă vreți ca ea să continue pe canal. Prima parte este cu cei de la Academica Clinceni, meci pe care îl voi simula, pentru că Clinceni e cam teoretic cea mai slabă echipă din Liga 1 și băgând și o echipă plină de jucători cu o vere mare, eu zic că ar trebui să fie ok în fața clincenului, iată. Totuși au două victorii în ultimele două etape și ne bate clincenul, incredibil. Ne bate clincenul cu 2 la 1, fantastic. Nu mai așteptam la asta, aveau două victorii la rând, ci de la clinceni. Acum au trei victorii la rând, deci acum trei etape, aveau 11 puncte, acum au 20 aproape și au dublat numărul de puncte, ci de la clinceni. Am făcut o prostie cu simularea asta și... Dar iată pe Tsukudean. Iată cât de real pare. Bă, cât de real părea Tsukudean în poza aia, ați văzut? Stați să să văd cum mai pot da o dată. La părea foarte real cu în poza aia. Uitați-vă la Tsukudean cât de real pare videoclipul ăsta. Wow, deci iată super șmecher, ce zice. Da. Uh, da, din păcate ne-a bătut să clinceniu și suntem în aceste momente la 6 puncte rece, da, vom juca cu Iașul acum, nu voi mai simula niciun meci pentru că mi-am învățat lecția vom, ju vom juca astăzi cu Iaș, cu uh, și cu Hermann Stad, Trei meciuri importante pe care sper să le câștig Prima parte este, cu cei de la CSM Poliaș Jucăm noi în roșu, ei în albastru O să-l bag pe că care tocmai a făcut 66 overe. O să joc cu aceeași apărare formată din Ciobi și Ricardo Grigore Și haideți să-i dăm drumul la treabă să sperăm că o putem bate pe CSM Poliaș Nistor acum, șutul lui Nistor, olă, oh, ce gol, ce o marchează, da, Nistor, n-a mersiata cu finesurile, merge cu șuturile în forță, șut superb al lui Nistor și deschide scorul capitalului Dinamo, 1 la 0 Ștefan cel mare, superbă această execuție, haide să vedem și reloarea pentru că merită o reloare, cât de bine trimite Nistor sub bară, o, oh, greșește portarul ieșenilor, Poarta este goală, pasă la Tucudean și ce greșeală face portarul Iașului. L-a înlăudat fraților în acest meci, Jucase atât de bine, însă aici o gafează în ultimul hal. Îi pasează direct jucătorului nostru. Iată, vom revedea și pe reloare. Și e golul simplu al lui George Tucudean. Iată aici, face foarte bine recuperarea. sim cred că 20. Iar Tucudean cu poarta goală nu putea rata. 2-0 Dinamov, uh, CSM Poliaș. Bărbuță aici. Tucudean așteaptă în centru. Să nu voi centra pentru că bărbuț poate intra Bărbuț, lovitură de la 11 metri Evident, fault clar Andrei Radu faultează Nici mai las de doar pentru că a fost penalti Cât se poate de clar și Nistor a trebuit să facă 3 la 0, ce penalti pentru Nistor Direct în plasa laterală capitanul nostru Dublă pentru Nistor astăzi Nistor Pas la Popică, Popică, 4 la 0, Daniel Popa marchează și el încet din urmă și iată face și vreo două tumbe aici. Frumoșul lui Popică, pas la Montini, Matia Montini, 5 la 0, marchează și Matia Montini. Da, îmi doream un gol și pentru Montini, sincer, nu mai marcați de ceva meciuri, eram cam în criză de formă. Și golul ăsta sper să-l ajute. Pasă bună lui Popa, care am zis că joacă rolul lui Fabrini în acest meci. Dă gol, dă și asist. Și finalizarea lui Montini e de calitate. Se termină Calvarul pentru cei de la CSM poliaș, Se termină festivalul făcut Dinamo. Un scor care nu mai are nevoie de nicio adăugare. 5 la 0, dominare clară. Putea fi 10 0, 18 șut în acest meci. Iașul niciunul. Au jucat extrem de slab băieții lui Mihai Teja. Meciul cu Chindia acum. În tur, India ne-a bătut în deplasare cu 3 la 2. Nu prea m-a bucurat acel meci, însă acum sper să fie altfel. Ce FR ul se încurcă, face doar egal și haideți să încercăm să profităm și noi de această problemă a Ardeleinor și să ne apropiem. După cum am zis, în playoff funtează cel mai mult ce se întâmplă, însă cu toate astea, orice punct, orice punct care ne poate apropia cât de cât de uh, primele clasate este foarte important. Jucăm noi în roșu, Chindian albastru, al doilea meci la rând acasă. Jucătorii sunt extrem de odihnit și o să joc astăzi pe Velisar pentru că nu l-am mai jucat de ceva vreme. Și în rest, echipa va fi cam aceasta cu Neicuțescu, ba nu, cu Grozav pe partea sângă, pentru că Neicuțescu este sincer cam obosit. Hai să scoatem și pe Popa de aici, să-l băgăm și pe Brito, care nu prea mai jucat. Mârșliac, pas la Fabrini, intră în centru Fabrini, pas la Tucudean, care se mișcă mai greu, dar se depășește și adversarul. superb, super, pe extraordinar George Țucudean. Este golul său aici, el a făcut toată faza și trimite direct în vinclu 1 0 pentru Dinamo. Extraordinar șutul lui ia să vedem și pe reloare, șutează direct în vinclu, Atacantul din Amobis trece frumos aici. Intră în careu și uitați-vă cât de bine plasează mingea Țucudean. Vine din spate și Cristi Bărbuț. Fabrini pare că se demarcă bine. Da, s-a demarcat bine Fabrini. Îl pe italianul nostru. Pasă către Țucudean. Țucudean, 2 la 0, George Țucudean. Chindia Târgoviște pare să fie victima preferată a lui Țucudean, Dacă în partida tur marca primul sau so gol la Dinamo chiar în fața celor din Târgoviște, astăzi, în retur, reușește o dublă uh, în fața aceleași echipe. Foarte bun șutru lui Cucudean. imparabil, evident. Bărbuț, Gabriel de Moura, n-arată rău deloc această pasă. Uh, Pasa este către Dean! 31 de minute, fabuloase, hat pentru George Sucudean. 3 la 0, minutul 31 și pentru asemenea evoluții l-am adus pe Sucudean. La asta mă gândeam în momentul la care l-am adus pe Tucudean să fie un jucător care să marcheze 2-3 goluri pe meci fără probleme. Aștept să plece pe bărbuț, ce pasă către bărbuț, ce pei are bărbuț aici, L-a văzut această dată pe Țucudean! Poker, George, Țucudean! Patru goluri într-o repriză pentru Țucudean. Va ieși la pauză Țucudean pentru că vreau să-l și pentru meciul următor. La ce formare Vreau să-și păstreze câteva goluri. Și pentru partida următoare, foarte mult lui Țucudean aici. Foarte bună pasă lui Bărbuț, evident. Și el va ieși la pauză din exact același motiv. Să dai un gol la 10 minute, mi se pare extraordinar. Belisar. Pasă către Nistor. Bru. Kevin Bru și a scăpat Montini foarte bine. Montini, Montini! 5 la 0 marchează Matia Montini. Trimite carne mâncatul din vreo 5 metri. Uh, Montini, însă important de că marchează, v-am zis. Iată Montini la al doilea mijloc în care marchează. Asta am pasă. Vreau să marcheze Montini, vreau să am permanent să măcar doi atacanți care să fie în formă pe care se pot alterna în față, pentru că n-am niciun gând să scap de Montini, chiar dacă Țucudean aici, am de gând ca și Montini să joace un rol important. I-am dat 5 Kindie, la fel cum i-am dat și uh, Iașului. Într-adevăr, 5-0 scor final, Țucudean, omul meciului, 4 goluri pentru Țucudean astăzi, iată primind mingea meciului, super a juca Țucudean și cred că cu aceste 4 goluri va fi acolo în topul în clasamentului CFR-ul s-a încurcat iar Dacă batem îi egalăm din nou la puncte Sper că Ațucudean Să-și confirme forma bună Măcar în meciul următor pentru că avem nevoie de golurile sale Și haideți să mergem În depasarea de la Hermannstadt Și să sperăm că putem câștiga încă 3 puncte uh, În fața A fost echipea lui Costele Nache echipa alată cam cum o vedeți aici Va intra și Nicuțescu În rest băieții sunt odihniți și pregătiți, îl băgăm și pe Grigore aici, care are făcut 69 VR Este practic cel mai bun atacant al nostru, Ricardo Grigore. Și haideți să vedem ce poate face în acest meci. să-l bag și pe Brito puțin, poate îi dăm o pasă ceva. Și hai să dăm drumul la treabă, Herman Dinamo. Al treia aici în acest episod, batem și revenim lideri în Liga 1. O, oh, atmosferă de sărbătoare, ninge fraților, la Sibiu. S-a mai prins la Târgu Mureș, unde Sibiu își joacă meciurile de acasă. din Dinamo, primul meci pe din din acest sezon. Da, va fi interesant, iată, suntem pe 8 decembrie și deja ninge. Nistor către Mârșliac. Mârșliac! N-a fost rău șutul, însă pe lângă poarta lui Pop. Și trebuie să se întoarcă. Se apără ca cum se apăra ce ul de la Sibiu. Fabrini. Șutul lui Fabrini A dat și cu stângul Fabrini Și nu prinde poarta Am vrut să o bagă fix în vinclu Însă am dat cu stângul Fabrini de taci Și s-a văzut asta Fabrini către Dean, Va trece va de țucudean Dean. L-a văzut pe bărbuț Pe asta nu este rea bărbuț prost bărbuț și cea mai mare ocazie a meciului. În sfârșit scăpa singur cu portarul, însă bărbuț, șutează foarte prost. Și ratăm o ocazie bună aici. Bărbuț. iată pe internaționalul nostru. Pasă bună la Fabrini. Trece Fabrini. Șutează Fabrini. Până la urmă Diego Fabrini. Cel mai tehnic jucător de pe teren. Deschide scorul. Găsește o breșă și trimite mingea în vinclu. Și din Dinamo deschide scorul. Iată bărbuța ești cu pasa Fabrini. Se chine puțin să uitați cât de bine vede spațiul. Și cât de bine finalizează Diego Fabrini. Oh, greșește Fabrini Pasă frumoasă în centru Persano, înapoi la Santos Nici nu prea vă mingea bine Pentru că este albă Din păcate nu este portucalie Centrare și este Nu este gol Cred că Ciobine salvează acolo Și nu este gol, este doar corner 1-0 scor final Victorie super importantă la, la Sibiu Încă 3 puncte și în acest episod Facem încet din urmă 9 puncte din 12 să zic Bine, bine, am câștigat toate cele trei meciuri pe care le-am jucat în acea simulare. Acel meci pentru cu clinceni, mă cam scoate puțin din mână. Oricum sunt mulțumit de echipă, au jucat bine băieții. Le dăm tot creditul lor și hai să vedem acum pe ce loc ne vom afla în clasament, probabil că pe primul loc. CFR rămâne lider pentru că este în fața noastră la meciuri directe. Asta este problema, pentru că Liga anti-meciuri directe contează și CFR este peste noi. Chiar dacă avem, noi avem golaveraj mai bun, pentru că odată au făcut egal și ne-au bătut. Așa că cam așa stau lucrurile. FCSB va fi pe 3, da, FCSB este pe 3 la finalul acestei etape. Iar Astra, viitorul și Iași sunt destul de departe de noi, după câte se poate vedea și din acest clasament. Încheiem oricum legat de puncte cu ce fere acest episod, ceea ce pentru mine este foarte bine. Hermașta rămâne ultima, i-am bătut doar cu 1-0, sunt importante că i-am bătut. În clasamentul golgeterilor avem 3 lideri, Tsukudean, Mutinio și cu Rondon, în timp ce Golov care are 10 goluri iar Fabrinii 9, iar la asisturi Bărbuța a ajuns la 9 asisturi, iar Fabrinii la 8. La clean hituri are 7, a fost în acest episod 3 clean hituri și asta l-a ajutat destul de mult. Este și meritul său, dar și al defensivei și da, cam mai să acest episod încet în ce ne de finalul sezonului regulat. Mai avem doar 6 etape după care vom intra în play ul ligii 1. Vă mulțumesc mult că v-ați stat la acest video. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Foarte multe goluri astăzi. 11 goluri măcar noi în doar 3 meciuri. Eu zic că este un procentaj foarte bun. Noi ne vedem la episodul viitor. Până atunci vă urez toate cele bune. La revedere!